Cristian, unul dintre cei mai noi concurenți din casă, vede relația dintre Larisa și Ionuț ca fiind una toxică. Ionuț și Larisa trec printr-o perioadă destul de dificilă, iar concurenții din Casa Iubirii au început să-și dea cu părerea despre situația lor. Unul dintre concurenți este chiar Cristian, unul dintre cei mai noi băieți din casă, cel care a intrat pentru a o cunoaște pe Larisa. Tânărul spune că din afara relația lor se vede ca fiind una toxică. Ionuț și Larisa au reacționat în urma declarațiilor făcute de Cristian. În ediția de mâine, 26 octombrie, veți fi părtași la dezvăluirile lui Cristian, care spune că relația Larisei cu Ionuț este una toxică. Cei doi amorezi reacționează instant la declarațiile concurentului și încearcă să pună punct zvonurilor nefondate. Este o relație foarte toxică. Văzută așa, a spus Cristian. Larisa este prima care reacționează, măi, asta credeți voi. Cristian își dă cu părerea despre situația Larisei cu Ionuț, este o relație foarte toxică. Urmăriți o nouă ediție plină de suspans, miercuri, 26 octombrie, de la ora 10 și de la ora 16:30, la canal de Ionuț sare la atac după dezvăluirile făcute de Cristian și îi spune că nu-și va face un cuplu în Casa Iubirii. Punem pariu că nu o să ai nicio relație în Casa Iubirii, Cristian, a spus Ionuț, convins. Cei doi concurenți au ajuns să facă un pariu, dacă Cristian va pierde, își va cere eliminarea în 2 săptămâni, este condiția pusă de Ionuț. Situația Larisei și a lui Ionuț îi se pare un circ lui Cristian, care spune că nu înțelege ce vor cei doi, mai ales după ce Andreea Mantea i-a întrebat de ce se fac că sufere. Urmăriți o ediție incendiară Casa Iubirii, miercuri, 26 octombrie, de la ora 10 și de la ora 16:30, la canal de. Marian de la Casa Iubirii recunoaște că Raluca s-a folosit de el, am fost pionul ei, ce concurentă ar fi vrut să cunoască în locul brunetei. Exclusiv. Marian, fost concurent Casa Iubirii, recunoaște tot. Cine e fata pe care a vrut-o de la început, în locul Ralucăi? Marian, eliminat din Casa Iubirii, face primele declarații despre experiența sa în emisiune. Invitat la Culisele Iubirii, emisiune prezentată de Bianca Comănici, povestește despre relația sa cu Raluca, despre cuplurile din Casa Iubirii și despre strategiile concurenților. Marian menționează că a fost eliminat, deoarece concurenții aveau o strategie pregătită pentru Raluca. Marian, îndrăgostit de Kinga. Marian este tânărul care i-a bine dispus pe toți din competiție. Pe lângă distracție și-a îndeplinit și scopul de concurent, cunoscând-o pe Raluca, spre final și pe Kinga. După ce a fost eliminat, a venit în platoul WBiz și a spus lucrurilor pe nume. Se pare că în timp ce se săruta cu Raluca, alta era în mintea lui. Despre Kinga am cea mai bună părere posibilă, adică din toate punctele de vedere. Caracter, fizic, tot, aș putea spune că este fata ideală. Mi-am dorit să o cunosc pe Kinga, mult mai mult decât Raluca. Kinga a fost în top 2. Pentru ea am intrat în casă, să zic așa. Raluca a știut acest lucru. Din ce am observat eu, nu a deranjat-o prea tare. Cred că o să o caut pe Kinga, o să-i dau mesaj și o să încercăm să vorbim, evident dacă și ea o să simtă același lucru. Eu cel puțin o să simt nevoia să-i dau mesaj, să văd cum e simte. Faptul că e din ea și nu e o problemă, aș bate drumul către ea, a declarat Marian. Marian nu regretă interacțiunea cu Raluca, ba chiar se bucură că i-a fost alături, când toți au fost împotriva ei. Cei doi au avut momente tandre împreună, toată lumea crezând că la un moment dat vor forma un cuplu. Marian rupe tăcerea și ne-a spus tot adevărul. Toată lumea a menționat că din cauza Ralucăi i-am plecat acasă, cred că dacă mă îndreptam către Kinga era cu totul altă situație. Nu am nimic cu Raluca, e o fată super mișto, dar nu ne-am potrivit și nu cred că ne potrivim, asta e ideea. Toți avea ce aveau cu Raluca, nu știu ce motiv aveau, mai ales băieții și au încercat să-i facă rău prin mine, eu am fost pionul ei în mod intenționat. Eu știam ce voia probabil să facă, să joace un joc, iar eu m-am conformat, doar pentru simplul fapt că toți erau împotriva ei. Am vrut să o fac să se simtă bine, comodă, să o cunosc pe ea ca persoană. Dacă nu aș fi fost eu, nimeni nu ar fi făcut-o, am vrut să o ajut, a mărturisit Marian la Culisele Iubirii.
dacă cu o zi în urmă, Ionuț, cu lacrimi în ochi, era pregătit să plece din casa alături de Larisa, concurenta care i-a furat inima din prima clipă în care a intrat în casă, iar blondina îi dădea unde verde ancăi să se apropie de el, se pare că gândurile ei s-au schimbat și îi cere lui Ionuț încă o șansă. Ionuț și Larisa trec prin momente cumplite, căci situația lor pare atât de complicată încât nu găsesc o cale de mijloc. Îi va acorda Ionuț încă o șansă Larisei. Deși se iubesc, Ionuț și Larisa întâmpină tot felul de piedici în calea lor spre fericire. Nu este prima dată când cei doi sunt surprinși cu ochii umezi și speră că vor fi cândva împreună și nu vor mai avea de suferit. Andreea Mantea vrea să înțeleagă ce vor cei doi și de ce se fac să sufere tot timpul și nu vor să lase iubirea să le pătrundă în suflet. Când a fost cu tine într-o relație a plâns. Tu ai plâns. Când v-ați despărțit, el a plâns, tu ai plâns. De ce plâng doi oameni care nu sunt nici împreună, nici separat? Ce vă faceți? Bine, rău. Ce înseamnă asta, a întrebat-o Andreea Mantea pe Larisa. Cu ochii în lacrimi, Larisa a dezvăluit că vrea ca Ionuț să o înțeleagă, să aibă încredere în ea, dar, mai ales, să-i dea o ultimă șansă. Larisa speră la încă o șansă din partea lui Ionuț să fie lângă mine, cum va reacționa Ionuț când va afla ce își dorește, de fapt, concurenta. Aflați în ediția de marți, 25 octombrie, a emisiunii Casa Iubirii, de la ora 10 și ora 16 și 30 de minute, la Canal D. Aș spera să fie lângă mine, sincer, să aibă încredere în mine și să mai acorde o șansă, poate, a spus Larisa, copălșită de emoții. Ionuț a fost părtaș la toate declarațiile pe care blondina le-a făcut și a ciulit urechile, sentimentele lor sunt reciproce, însă ceva îi ține în loc ce decizie va lua Ionuț în privința Larisei. Aflați marți, într-o nouă ediție Casa Iubirii, de la ora 10 și de la ora 16 și 30 de minute, la Canal D. Mâine, fanii emisiunii Casa Iubirii vor avea parte de o nouă ediție incendiară. Andreea Mantea îi face lui Ionuț o propunere neașteptată. Cum reacționează concurentul? Luni 24 octombrie va avea loc o nouă ediție incendiară Casa Iubirii la Canal D. Andreea Mantea, propunere neașteptată pentru Ionuț, îți dau șansa să o iei pe Larisa și să pleci din Casa Iubirii, aflați ce decizie va lua concurentul. Telespectatorii au parte de ediții din ce în ce mai picante. Mâine ca fi o zi plină de picanterii, presărată cu multe momente tensionate. În cadrul ediției de mâine, concurenții au parte de o surpriză de proporții. Andreea Mantea îi propune lui Ionuț să părăsească emisiunea Casa Iubirii, fără clauză, împreună cu Larisa. Andreea Mantea, fără nicio clauză de respectat, fără nicio situație, fără nimic, îți dau șansa să o iei pe Larisa de mână și să pleci din Casa Iubirii. Vrei? Ionuț, da. Andreea Mantea, acum. Ionuț, da. Andreea Mantea, pleci. Ionuț, da. Andreea Mantea, te rog. Mare le-a fost uimirea concurenților în clipă în care Ionuț s-a ridicat de pe canapea și a plecat. Oare va părăsi concurentul emisiunea Casa Iubirii împreună cu Larisa? În ediția de mâine vom afla ce decizie ia Larisa și dacă acceptă propunerea făcută de prezentatoarea emisiunii Andreea Mantea. Andreea Mantea, propunere neașteptată pentru Ionuț, îți dau șansa să o iei pe Larisa și să pleci din Casa Iubirii, aflați ce decizie va lua concurentul luni 24 octombrie, într-o ediție palpitantă, de la ora 10 și ora 16 și 30 de minute, la Canal D, rămâne de văzut ce se va întâmpla în Casa Iubirii. Nu rata o nouă emisiune incendiară mâine! Show-ul de la Canal de prezentat de Andreea Mantea le va aduce fanilor mai multe surprize în această ediție. Ce se va mai întâmpla în Casa Iubirii poți afla în ediția de luni, 24 octombrie, de la ora 10 și de la ora 16 și 30 de minute, la Canal D. O nouă ediție incendiară Casa Iubirii are loc duminică, 23 octombrie, la Canal D. Duminică, 23 octombrie, fanii emisiunii Casa Iubirii vor avea parte de o nouă ediție incendiară, în care conflictele vor pluti în aer. Lacrimi și suspans în gala emisiunii Casa Iubirii. Diana și Raluca ajung în pericol de eliminare, lucrurile încep să scape de sub control în gala de duminică.
Fanii emisiunii Casa Iubirii vor avea parte de o ediție cu adevărat incendiară, deoarece tinerii scot la iveală detalii șocante despre ei. A fost o săptămână agitată la Casa Iubirii, iar lucrurile nu par să se liniștească. Replici tăioase, reproșuri și mulți nervi, cam așa s-ar putea rezuma ediția de duminică, 23 octombrie, a emisiunii. În ediția de mâine se încing spiritele între Bianca și Kinga. Cele două concurente vor avea o discuție destul de aprigă. Concurentele nu-și dau una alteia cuvântul, vorbind și țipând una peste alta și certându-se în afirmații. Telespectatorii vor asista la o nouă ieșire nervoasă a concurenților, pentru că nu trece nicio zi fără ca fetele și băieții din Casa Iubirii să nu intre în conflict. Gala de duminică a emisiunii Casa Iubirii va fi marcată de multe momente emoționante și tensionate. Duminică, 23 octombrie, în gala emisiunii Casa Iubirii, concurenții vor avea parte de momente surprinzătoare.